Bună tuturor! Înainte să încep subiectul acestui video, deoarece este luna martie, începutul primăverii, vreau să vă urez tuturor o primăvară frumoasă, cu multă sănătate, bucurii și împliniri. Acum vreau să vă arăt ultima mea orhidee. Am primit-o de la o doamnă care știe că îmi plac foarte mult orhideele. Mulțumesc! Acestea sunt orhidee înflorite din luna decembrie. Iar acum vreau să încep subiectul acestui video. Este vorba despre ofilirea bobocilor. Foarte multe persoane au această problemă pe timpul iernii. Din păcate și eu am această problemă. De exemplu, această orhidee are foarte puține flori, tocmai din această cauză. Orhideea aceasta este și puțin mai fragilă, deoarece a fost foarte înfloritoare. Mi-a făcut tot timpul câte două tije pline de flori. Aici se poate vedea un boboc ofilit. La mine problema ofilirii bobocilor este din cauza schimbării de temperatură. Iarna fiind foarte frig afară, înăuntru fiind cald, când deschid fereastra sau ușa să aerisesc, schimbarea acea bruscă de temperatură le provoacă un șoc, iar bobocii ajung să se ofilească. Mai am această problemă încă la două orhidee. O problemă ce am înțeles că mai poate să fie este udarea excesivă. Udarea excesivă, ducând la putrezirea rădăcinilor, ajung ca bobocii să se ofilească și, din păcate, posibil și moartea plantei. Poate ați observat, atunci când vă cumpărați o orhidee, după ce o aduceți acasă, nu trec 2-3 zile și vedeți că o parte din boboci se ofilesc, tocmai din această cauză, deoarece planta suferă foarte multe diferențe de temperatură. Un lucru ce vreau să mai împărtășesc cu voi este unde punem orhideea ca să-i meargă cel mai bine. Eu la mine am observat la fereastra dinspre răsărit, orhideele sunt mai frumoase și mult mai rezistente. Eu deschid acea fereastră în fiecare dimineață, chiar și atunci când temperatura este foarte scăzută, dar nu am pățit să mi se ofilească niciun boboc. În partea dinspre sud e puțin problemă vara, deoarece soarele stă foarte mult pe partea de sud, atunci frunzele au șanse să sufere arsuri. Eu mereu trebuie să le protejez, mi-am cumpărat o jaluzia doar din această cauză. Se vede și diferența dintre orhideele din partea de răsărit față de cele din partea de sud, deoarece orhideele de răsărit au frunzele mult mai verzi ca cele din partea de sud. Sper că v-a fost de ajutor videoul meu. Vă doresc toate cele bune, pe curând!